De pe coloana sonoră a aceluiași film istoric de răsunet Nemuritorii, ați putut urmări o piesă care nu figurează editată pe niciunul din discurile Phoenix. Un alt film, Agentul Straniu, avea să fie ilustrat cu noi înregistrări ale grupului, inspirate de performantul sintetizator Moog și măestria mânuirii sale la care ajunsese Reininger. În 76, Țăndărică este înlocuit de fostul baterist de tranziție, Cornel Liuba. În septembrie, Kovács se căsătorește cu o cetățeancă olandeză. Interogat insistent de securitate, el părăsește țara pe 26 octombrie. Phoenix, anii 70, punct final. Grupul cânta într-o formulă de compromis cu Baniciu, Capul, Krauser și Liuba, acesta a devenit și nou manager al grupului când în 77 se întoarce Kovács. Vor apuca să apară pe câteva scene reuniți, la tobe fiind readus Țăndărică. După un ultim concert la Constanța, figurând pe afișul unui concert bucureștean dublu, aprobat cu greu la Sala Palatului, membrii din acel moment, mai puțin Mircea Baniciu, părăsesc țara clandestin, ascunși în cutii de difuzare. Pasărea Phoenix se întorcea în cenușă. Dar, ca și în legendele pe care le-au cântat, mitul continua. În Germania, apoi din nou acasă.